Hello, hello! Bine v-am găsit, prieteni! Sunt aici în stațiunea Olănești. În spatele meu este lacul cu nuferi. Am venit pentru un weekend în această stațiune frumoasă, deosebită, pentru a participa la o conferință cu tematică spirituală. Și bineînțeles că nu puteam să ratez să văd locurile cele mai frumoase din această stațiune. Am fost prin oraș, prin stațiune, acum sunt la lacul cu nuferi și m-am bucurat de natură, de acest timp frumos și am petrecut și timp de calitate cu mine însă, pentru că o să vedeți cât de important este acest timp, petrecerea acestui timp de calitate cu tine însuți este de mare, de mare importanță și o să vedeți de ce. Astăzi vreau să vorbesc puțin de armonie. Dacă ne uităm în Dex, armonia este o stare de concordie, de înțelegere, de potrivire, de rezonanță și, într-un cuvânt, de înțelegere în relațiile interumane. Eu nu m-aș rezuma la aspectul exterior al armoniei, ci la aspectul interior, pentru că degeaba totul e frumos în natură, în preajma ta, dacă în tine este război, dacă în tine se dă o luptă acerbă, întrucât ești stăpânit de gânduri negative, de sentimente negative, poate ai traume, răni emoționale care vin dintr-o copilărie nu tocmai fericită și de aceea spun eu că un om care este dezechilibrat în interior nu are cum să vadă armonia în exterior dacă ea există. Iar în natură este armonie și este foarte important să petrecem un timp de calitate în natură, indiferent de ce există în noi, în natură, ne putem echilibra. Eu de câte ori eu merg undeva în călătoriile mele, nu ezit să merg în natură. Deci pentru mine este important să merg acolo, în locurile cele mai frumoase, în parcuri, în parcuri dendrologice, în grădini verzi, în grădini amenajate special de promenadă, în pădure, depinde. Sunt atâtea locuri verzi în țara asta și unde te poți retrage măcar pentru o jumătate de oră, o oră, poate mai mult, pentru că nu am așa un timp foarte foarte mare, în sensul că nu pot să stau prea mult, întrucât am venit cu scopul de a participa la această conferință. Fac tot ce pot ca să petrec un timp de calitate în natură cu mine însă, pentru că este foarte important ca eu să mă echilibrez atunci când ești înconjurat de energiile oamenilor, de energiile negative ale acestora. Este bine să mergi într-un loc unde să te cureți de aceste energii. Și care loc credeți că este mai potrivit? Natură, bineînțeles. Dar bine, există și soluții de a face duș cu apă caldă și rece concomitent, de a face băi cu sare. Sunt multe variante de detoxifiere a corpului, a minții, a sufletului, însă eu mă refer acum la natură.
Pentru mine este extrem de importantă natura și deci în special locurile acestea frumoase, pitorești, pe care țara asta le are, nu ar trebui trecute cu vedere, ar trebui să le luăm la rând, să luăm la pas această țară și să o vizităm și să iubim și să iubim natura, pentru că noi suntem făcuți de același creator. Natura este făcută de același creator, așa cum suntem și noi. Iar noi n-ar trebui să ne credem separați. Poate că este un joc al egourilor aici pe pământ, dar noi provenim din aceeași sursă și trebuie să ne dăm seama că nu suntem separați la nivel spiritual. Doar aici pe pământ este un fel de joc al egourilor în care noi trebuie să ne redescoperim pe noi înșine și să revenim la matcă, la sursă, adică, și să ne vedem prin ochii lui Dumnezeu, prin spiritualitate, să înțelegem spiritualitatea dincolo de religie, de ritualuri și de mai știu eu ce. În orice caz, să revin la ce vreau eu să vă spun. Deci eu sunt la această conferință, am participat aseară la prima zi, a fost frumos, toate bune și frumoase, am avut un somn odihnitor noaptea la hotel, dimineața trebuia să ne sculăm la ora 9 pentru a lua micul dejun. Dar ce să vezi, aseară fiind foarte obosită, nu mi-am pus alarma la telefon corect și în loc de sâmbătă am pus duminică și bineînțeles că alarma n-a sunat la ora 9, nu, la ora 7:30 mi-am pus eu alarma. Știam că la ora 9 maxim trebuia să mergem la micul dejun, să servim micul dejun, dar pentru că am setat altceva, bineînțeles că telefonul n-a sunat. Și instinctiv, azi de dimineață m-am trezit exact la 9 și providența, bineînțeles, uitați ce frumos se întâmplă lucrurile, că m-am trezit chiar dacă nu am fost trezită de telefonul mobil. În orice caz, dar chiar și dacă nu mă trezeam instinctiv, pur și simplu m-a trezit un zgomot infernal, pentru că în hotel, pe lângă vizitatorii obișnuiți, erau și membrii acestei participanți la această conferință, deci era plin de oameni și am început să aud tot felul de zgomote de dimineață, trosc, plăsc, parcă ziceai că vor să vandalizeze hotelul, tropăiau, copiii țipau, mamele strigau după ei. Am mai auzit dis de dimineață de la 8, femeile de serviciu ale hotelului care dădeau cu aspiratorul, deci nici 8 nu era ora și vă dați seama că m-am trezit într-un zgomot infernal pe care eu nu l-am mai auzit în altă parte. Eu călătoresc foarte mult pe cont propriu și totuși nu mi-a fost dat să aud dis de dimineață așa o rumoare. Și mi s-a părut ceva foarte ciudat, mai ales că majoritatea persoanelor de acolo se cred spirituale. Mă gândeam eu, chiar dacă nu erau, poate că mai erau și oameni obișnuiți care nu participau la această conferință în hotel, dar nu mă gândeam să aud atâta rumoare și atâta zgomot așa dis de dimineață, care mai de care să alerge la restaurant, la mic dejun. În orice caz, ce am observat, oamenii își pun foarte mare
bază în mâncare, pentru că ei se simt bine emoțional atunci când mănâncă. Chiar aseară, la sfârșit, o doamnă, nu știu de când era, nu cred că era o membră a grupului de, nu de mult, nu era de mult, și tot întreba la sfârșit, da, prânzul când îl luăm, da, la ce oră, pe ea o interesa lucrurile astea, nu când trebuie să ne prezentăm a doua zi la conferință, care este programul discuțiilor tematice, și atunci pe ea o interesa că nu s-a spus când se ia prânzul. Deci vă dați seama cât de important a ajuns mâncarea, pentru că oamenii sunt liniștiți pe moment de această mâncare, de aceste alimente pe care le îngurcitează pe moment. Și bineînțeles, cum știm că mâncarea acum are gust datorită tot felul de mirodenii, de aditiv, de coloranți, mai știu eu ce mai, de pesticide, vă dați seama că îi stimulează acest gust la... Tocmai trece un trenuleț, este foarte frumos că au băgat aici, au introdus acest trenuleț, e chiar frumos să te ducă prin stațiune. Deci aici vreau să spun, deci oamenii din start nu sunt armonioși cu ei înșiși, și mă gândeam eu, toți oamenii ăștia sigur, dacă s-au trezit și au făcut așa o rumoare și o gălăgie de nedescris, e clar că în ei nu există această armonie interioară, armonie în gânduri, în sentimente, în emoții. Și asta se vede și în felul de a vorbi, de a acționa al fiecăruia. Poți să vezi un om armonios după felul cum vorbește, după felul cum trântește lucrurile, după felul cum se așează, cum privește, după felul cum mănâncă, după felul cum se recrează, în ghilimele spus, pentru că mulți, ei cred că se odihnesc, dar stau tot cu computerul și calculatorul în față. Sunt mulți care deschid televizorul, stau foarte mult în cameră, deși vin în stațiuni, își petrec foarte mult timp în cameră, în special seara, la televizor, în loc să se plimbe și să adulmece acest aer curat și să se bucure de aceste peisaje minunate pe care natura le are. Deci vă dați seama de aceea există acest haos planetar și în principal la noi în țară, pentru că oamenii nu s-au pus de acord cu ei înșiși, cu sursa lor, nu se cunosc pe ei, și atunci ce pretenție să mai avem ca lucrurile să se schimbe în bine, pentru că totul pleacă de la interior. Ai armonie interioară, vei avea și în exterior, pentru că ceea ce ai în tine reflecți la exterior și vine spre tine exact ceea ce reflexul la interior. Deci cam asta, dragi prieteni, în câteva cuvinte despre armonie. Aveți grijă de voi, armonizați-vă interior, pentru că armonia este de bază, și puneți-vă de acord cu voi înșivă, cu natura voastră spirituală, cu spiritul, cu sufletul mai întâi și apoi cu corpul fizic. Normal că trebuie să fim în echilibru. Practic, o viață sănătoasă este o viață trăită în echilibru. Și atunci, cum credeți că vom avea acest echilibru? Decât dacă ne vom echilibra în interior, și totul pleacă din interior spre exterior. Cam atât am vrut să vă spun astăzi, numai bine vă doresc și petreceți timp de calitate cu voi înșivă și foarte mult timp în natură. Numai bine!